Ajutătrițile de sărbătoare, cei prezenți la festival, au avut ocazia să fie martori acestei călătorii, să ia parte la etapele tradiționale ale preparării pâinii, de la murărit și până la frământat aluatul și coptul în cuptor. Acest eveniment, cu semnificație deopotrivă materială și spirituală pentru lumea rurală, care dă substanță festivalului, este de fapt și un bun prilej de celebrare. Drumul pâinii este călăuzit de numeroase activități culturale desfășurate în Comuna Cristian, de la artiștii care cântă și joacă pe scena special amenajată și până la meșterii de produse tradiționale și artizanat, care își dovedesc maestria în atelierele organizate cu acest prilej. Zona Cristianului are un potențial turistic care trebuie eficientizat tocmai prin astfel de evenimente care să familiarizeze publicul larg cu tradițiile locale și în special cu mult apreciata pâine de Cristian. Astfel, sărbătoarea a început cu parada participanților în costume populare, în frunte cu oficialitățile locale, cu dansuri populare însoțite de muzică tradițională pe străzile din Cristian. Dansatorii și participanții la festival au străbătut comuna până la locul de desfășurare a festivalului. Au stat de vorbă cu localnicii, dar mai ales cu turiștii aflați în Cristian, invitându-i la festivalul Drumul Pâinii. S-au parcurs primele etape ale drumului pâinii. S-a vizitat moara din Comuna Cristian, de pe strada Ghimbavului, o clădire aflată în curs de recondiționare, așezată pe cursul unui râu, care, pe lângă funcția milenară a măcinării grâului, roțile imense pregătesc atât făina pentru pâine cât și mălaiul, are și o funcție mai modernă. Funcționează și ca generator economic de electricitate, dar și ca centru de reciclare. S-a vizitat atelierul de pâine de pe strada lungă, unde au fost expuse tainele plămădelii. Făina se amestecă cu cartofi zdrobiți, cu apă călduță și cu drojdie și se frământă într-o acă vârtos până când aluatul nu se mai lipește de mâini, apoi se lasă totul la dospit. De asemenea, s-a pregătit cuptorul din curte, acolo unde urma să se coacă pâinea.